Pensionarii cer insistent ca legea nouă a pensiilor să fie una unitară, iar guvernanții să ia măsuri în privința pensiilor speciale ca să nu mai existe discrepanțe majore între veniturile vârstnicilor. Pensiile speciale, sigur, dacă vor dispărea, pot să dispară de la data de astăzi încolo sau de când se va aplica legea, nu retroactiv. Dar pentru acele, așa zis, pensii speciale sau nesimțitele, zic unii, pot să se găsească o soluție de impozitare până la 80% din pensia respectivă, pentru că este anormal că să vezi pe posturile de televiziune pensionar cu 48.000 de lei și să vezi tot pe posturile de televiziune pensionar cu 400 de lei. Este o diferență de la cer la pământ. Federația Națională a Pensionarilor din România a cerut recent guvernului să adopte o hotărâre privind majorarea în ianuarie 2018 a pensiilor și de asemenea să fie recalculate pensiile de asigurări sociale de stat, care au fost stabilite pe baza ordonanței de urgență numărul 4 din 2005, incluzându-se în calcul salariile brute și nu nete, precum și toate veniturile pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale. Că va apare iară o problemă deosebită. Sunt mulți care nu își vor mai putea scoate adeverință pentru că arhivele au dispărut, arhivele au fost inundate, arhivele au fost incendiate, arhivele s-au pierdut și așa mai departe. Dar cel puțin se poate face prin această lege ca pensiile să fie recalculate la salariul brut care l-a avut cetățeanul, pentru că începând din 1972 pensiile s-au calculat cu salariul net care a fost trecut în cartea de muncă. Pensionarii mai solicită să se prevadă în noua lege a pensiilor ca valoarea punctului de pensie să fie de 45% din salariul mediu brut pe economie luat în calcul în fundamentarea bugetului de stat. Toate aceste propuneri au fost semnalate de pensionarii maramureșeni prefectului județului pentru a fi înaintate guvernului.